Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la Mesager. Secretarul de stat SUA, Antony Blinken, a reafirmat astăzi la Chișinău, în cadrul unei conferințe de presă comună cu președinta Maia Sandu, sprijinul țării sale pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru suveranitatea ei pe fondul amenințărilor rusești și al războiului din Ucraina. Blinken și-a exprimat admirația pentru conducerea Maia Sandu și a lăudat progresele făcute la Chișinău, inclusiv în combaterea corupției și în procesul de aderare europeană, în ciuda tuturor dificultăților cu care se confruntă Republica Moldova. What's so powerful here is the deep. Ceea ce este foarte puternic aici este acest angajament pentru democrație și pentru ca moldovenii să-și decidă propriul lor viitor. Și asta în fața unei campanii de intimidare, interferență rusească, răspândirea dezinformării, utilizarea corupției ca armă, fabricarea de proteste antiguvernamentale. Oficialul american a anunțat noi ajutoare financiare de 50 de milioane de dolari pentru susținerea reformei judiciare și pentru alte domenii, inclusiv combaterea interferențelor rusești și organizarea alegerilor libere și corecte. Asistența urmează să fie discutată în Congresul american, fiind inclusă în bugetul pentru noul an fiscal care începe toamna în Statele Unite. Diplomatul a mai declarat că guvernul american aplică sancțiuni împotriva celor care caută sau încearcă să submineze democrația în Republica Moldova. Noi sancțiuni vor fi adoptate pe măsură ce se vor acumula informații. La rândul său, președinta Maia Sandu a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova și a trecut în revistă proiectele derulate în domenii precum lupta împotriva corupției, securitatea, independența energetică, agricultura și infrastructura locală. Trăim vremuri în care dorința naturală și firească a oamenilor de a trăi în libertate și pace este pusă la grea încercare de adversarii democrației. În toată această perioadă grea, de când războiul a revenit pe continentul nostru, am reușit aici, în Moldova, să menținem pacea, stabilitatea și liniștea în pofida tentativelor de destabilizare a situației de către cei care ne vor răul. Am reușit acest lucru inclusiv datorită faptului că nu suntem singuri, datorită sprijinului pe care îl primim de la lumea liberă și democratică. Antony Blinken a vizitat astăzi și o substație electrică din apropierea Chișinăului, anunțând un sprijin de 85 de milioane de dolari pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Această sumă face parte dintr-un pachet mai mare de 300 de milioane anunțat în 2022 după declanșarea războiului în Ucraina, pentru a ajuta Republica Moldova să depășească criza energetică și să-și consolideze securitatea.